numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așa să fie cu voi. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și asta este mărturisirea de credință a Apostolului Petru, pe care Iisus l-a ales să fondeze pe credința lui biserica sa. Ne dispunem astăzi, ascultând această mărturisire a lui Petru, să o facem și noi. Să o declarăm și noi, personal, pentru că și pe noi Iisus ne întreabă, dar voi cine ziceți că sunt eu? Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, pentru a asculta cuvintele Domnului și pentru a ne reînnoi credința noastră în El, cerem acum iertare pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea fecioară, pe toți îngerii și sfinți, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
ne rugăm. Dumnezeule, care unești într-o singură voință cugetele celor ce cred în Tine, dă-i poporului Tău harul să iubească ceea ce poruncești și să dorească ceea ce făgăduiești, pentru ca în nestatornicia lumii acesteia, inimile noastre să fie ancorate acolo unde se află adevăratele bucurii. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul către Șebna, administratorul palatului. Te voi îndepărta din funcția ta și el te va înlătura de la postul tău. În ziua aceea îl voi chema pe slujitorul meu, Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâna lui. El va fi ca un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide, nimeni nu va putea să închidă, iar când va închide, nimeni nu va putea să deschidă. Îl voi fixa ca pe un țăruș în loc sigur și va fi un tron de glorie pentru casa tatălui său. Cuvântul Domnului. Doamne, bunătatea Ta este veșnică, nu părăsi lucrarea mâinilor Tale. Din toată inima, pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele, îți cânt înaintea îngerilor, mă prostern spre templul tău cel sfânt. Adevărul tău, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea cuvintelor tale. În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Sus ar fi Domnul, El îl vede pe cel umil și îl recunoaște din depărtare pe cel îngâmfat. Doamne, bunătatea Ta este veșnică, nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor Tale. Toate vin de la El, prin El și pentru El. A doua lectură este din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. O profunzime a bogăției, a înțelepciunii și a științei lui Dumnezeu!
cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de înțelese sunt căile sale. Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul lui? Sau cine i-a dat lui mai întâi ca să îi se dea înapoi? Căci toate vin de la el, prin el și pentru el. Lui să-i fie glorie în veci. Amin. Cuvântul Domnului. Această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, venind în părțile Cezareei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe ucenicii săi: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei i-au răspuns: unii spun că este Ioan Botezătorul, alții că este Ilie, alții că este Ieremia sau unul dintre profeți. Iisus i-a întrebat: dar voi, cine spuneți că sunt eu? Luând cuvântul, Simon Petru a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. La rândul său, Iisus, luând cuvântul, i-a spus: fericit ești tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au descoperit acestea, dar Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și puterea celui rău nu o va birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristos. Din acel moment, Iisus a început să le spună deschis ucenicilor că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor și cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie din morți. Petru, luându-l deoparte, a început să protesteze, zicând: Dumnezeu să te ferească, Doamne, asta nu ți se va întâmpla niciodată. Dar Iisus, întorcându-se, i-a spus lui Petru: pleacă de la mine, Satano, tu ești o piedică în calea mea. Tu nu te gândești la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii. Cuvântul Domnului.
Cine spune oamenii că este Fiul omului? Dar voi, cine spune, cine spuneți că este El? Dar tu, ce spui despre Fiul omului? Cele voastre, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Toate lecturile de astăzi ni se adresează într-un chip deosebit și au pentru noi un mesaj. Reprezintă o lecție, o lecție pe care ne-o dă însuși Dumnezeu. Și o să vă explic. Mai întâi, în lectura a doua, am auzit așa de frumoasă declarația Sfântului Apostol Paul către romani. Cât de adâncă este bogăția, înțelepciunea și știința lui Dumnezeu. Hotărârile sale sunt de necuprins. Căile sale sunt de nepătruns. Cine a putut cunoaște gândul Domnului? Cine a fost sfetnicul lui? Acesta este Dumnezeu, care în înțelepciunea sa rânduiește toate în cer și în univers. Înțelepciunea sa coordonează toate. În iubirea și înțelepciunea sa ne l-a trimis pe Iisus, Fiul Său. Evanghelia de astăzi este o adevărată lecție despre ceea ce a voit să facă Dumnezeu cu Iisus și pentru ce a venit Iisus la noi. Și El, Iisus, vrea să ne arate cu adevărat care a fost și este menirea sa și ce dorește pentru întreaga lume. Este o lecție pe care o primim astăzi de la Iisus. De fapt, este o lecție pe care El a prezentat-o apostolilor Săi, ucenicilor Săi. Un dialog cu ei se întâmplă des. Știm și astăzi că mari profesori, pentru a arăta care este cu adevărat ideea pe care vor să o propună, intră în dialog cu ascultătorii Săi. Iată, Iisus aici intră în dialog cu ucenicii Săi și o face într-un loc particular, în apropiere de apele Iordanului, așa cum știm, în părțile Cezariei lui Filip, într-o zonă minunată unde Iisus i-a chemat pe ucenici ca să le aprofundeze credința lor, convingerea lor. Și iată cum începe Iisus în această înțelepciune a sa. Îi întreabă despre cele care El le-a auzit. Ei le-au auzit despre El. Despre ce vorbește lumea? Am auzit, cine spun oamenii că este Fiul omului? Sigur că toți care îl auzeau, se întâlneau cu El, făceau diferite afirmații. Iată că apostolii le cunoșteau pe aceste afirmații. Unii spun că este Ioan Botezătorul, alții că este Elie, alții Ieremia sau unul din profeți. Sigur că Iisus știa și El aceste lucruri și a văzut că le știau și apostolii. Le-au auzit, dar nu erau răspunsurile adevărate. Iisus continuă mai departe întrebarea sa. Dar voi cine spuneți că sunt eu? Sigur că
au rămas surprinși apostolii de această întrebare și pentru faptul că era nemulțumit de ceea ce spuseseră până atunci. El era interesat să vadă ce știu ei, ce cred ei, ce convingere au despre el care era în mijlocul lor. Sigur că au fost surprinși și cum știm dintotdeauna din grupul apostolilor, Petru are curajul să intervină și să spună, să intre în dialog cu el. De data asta, iată, notat oficial, spunându-i, Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Sigur că Iisus a aprobat acest răspuns. L-a considerat foarte corect. Și pentru asta l-a lăudat pe apostol. Ba mai mult l-a numit fericit. Căci nu carnea și sângele ce au descoperit toate acestea, ci Tatăl meu care este în cer, în ceruri. Pentru aceasta credința ta va fi stânca bisericii mele. Dar Iisus a voit mai departe să intervină și să spună, să aprofundeze menirea sa. Pentru ce a venit în lume? Pentru ce este Fiul lui Dumnezeu? Pentru ce s-a apropiat de oameni și s-a făcut asemenea lor? Sigur și atunci Iisus, pentru a-i face să înțeleagă misiunea sa, iată că le arată care este drumul său. Drumul său pe care nu prea îl înțelegeau apostoli. Drumul suferinței, drumul jertfei, drumul morții. Acest lucru nu puteau înțelege ce spunea Iisus. Din acel moment Iisus a început să le spună deschis ucenicilor că trebuie să meargă la Ierusalim să sufere multe din partea bătrânilor, arhileilor, cărturarilor, să fie ucis. Dar a treia zi să învie. Când a auzit Petru așa ceva, în mentalitatea lui și a celorlalți apostoli, a spus, așa ceva nu se poate. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să fii răstignit, să mori. Tu ești Cel care ai adus în lume mântuirea. Departe de tine, așa cum am auzit, Dumnezeu să te ferească, Doamne, asta nu ți se va întâmpla niciodată, spune Petru. Dar Iisus, care a venit și a chemat la Cezarea lui Filip să le arate care este misiunea sa, le spune pentru prima dată acest drum al său, această menire a ta. Întorcându-se, Iisus i-a spus lui Petru, pleacă de la mine, satanul. Sigur, termenul este dur pentru noi. Ispititorule, tu care nu vrei să crezi, pleacă de la mine, pentru că tu devii astfel o piedică în calea mea, oprindu-mă de la planul pe care Dumnezeu l-a făcut cu mine. Tu nu te gândești la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii. Iisus, iată vă, aprofundează învățătura sa despre faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, dar care a venit să se dăruiască, care a venit să se jertfească, a venit să moară, a venit să ia asupra sa un drum pe care ei nu îl înțelegeau. De aceea Iisus îi reproșează lui Petru că n-a înțeles. Dragii biscuitincioși, întrebările
continuă. Astăzi, aici, în biserica noastră, același Iisus ne întreabă și pe noi. Dar tu, Petru, tu, Iosif, tu, Maria, ce spui despre Fiul omului? Ce crezi despre El? Sigur că toți am auzit și de atâtea ori am participat la lecții de catechism, la predici, am făcut cursuri de teologie, toți am auzit despre Iisus. Și sigur că toți ne-am făcut o idee și o ținem și o mărturisim. Dar se poate întâmpla ca noi să nu acceptăm tot ce spune Iisus. Tot ce face Iisus. Și mă explic. Se poate întâmpla să spunem că aceasta nu, Doamne, pentru ce să fiu eu umilit? Pentru ce să sufăr eu? Pentru ce să mor? Sigur că nu înțelegem pe deplin care a fost planul lui Dumnezeu și care este planul Său cu noi. Pentru că planul lui Dumnezeu cu Iisus a fost ca să-L ofere, ca El să se jertfească, ca El să se dăruiască, ca El să îmbrățișeze respingerea, să îmbrățișeze suferința, crucea, să îmbrățișeze pe oameni, să ia asupra sa păcatele lor, să se urce pe cruce, să moară. Și noi, de multe ori, ne bucurăm mergând după Iisus când ne merge bine, când suntem mulțumiți și parcă așa am vrea să fim și chiar cerem acest lucru de atâtea ori de la Dumnezeu. Dar de fapt uităm că pentru a obține acea fericire veșnică, acea mântuire, acel loc pregătit pentru noi, trebuie să alegem și noi suferința. Trebuie să alegem și noi crucea. Duminica viitoare, la Sfânta Evanghelie, vom auzi mai departe lecția lui Iisus, care cu adevărat spune așa. Atunci Iisus le-a spus ucenicilor Săi, dacă vrea cineva să vină după Mine, să renunțe la El însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Pentru că cine va voi să-și salveze viața, o va pierde. Iar cine își va pierde viața pentru Mine, o va salva. Ce ar folosi omului de a-L câștiga lumea întreagă, dacă apoi și-ar pierde viața? Sau cu ce preț ar putea omul să-și cumpere din nou viața pe care a pierdut-o? Căci Fiul omului va veni în mărirea Lui, în mărirea Tatălui cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Iată, dragi și iubiți credincioși, lecția completă a lui Iisus despre cine este El, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Nu care a venit să poarte un steag al victoriei umane, nu care a venit să ne umple de bogății trupești, nu care a venit ca să ne facă să fim fără niciun fel de sacrificiu, ci din contra, a venit ca să ne arate că acestea toate ne fac pe noi capabili să fim ca și El. Cu adevărat, Fii ai lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu în înțelepciunea Sa i-a voit și vrea pe pământ, cum L-a voit pe El, pe Iisus. Ne bucurăm astăzi de această lecție, dragi și iubiți credincioși, și sigur că atunci când Dumnezeu descoperă în noi această disponibilitate de a-L urma, atunci El
ne încarcă cu darurile sale, cu mângâierile sale, cu promisiunile sale. Așa a făcut cu Pietru, după ce i-a arătat care este calea. El l-a învrednicit să fie piatră și să-i întărească pe ceilalți frați, pe el să fie zidită biserica, pe o astfel de credință profundă că Fiul lui Dumnezeu a venit să se dăruiască, să se jertfească, ca lumea să fie izbăvită din păcat, scoasă din ghearele răului și a iadului și dusă la fericire. Așa au făcut apostolii care l-au urmat pe Iisus după ce au fost luminați de Duhul Sfânt până la moarte. Niciunul n-a avut altă soartă decât cea a lui Iisus, adică s-au jertfit, s-au dăruit. De ce avem noi credința astăzi? Credința noastră este bazată pe un plan divin, pe o înțelepciune a lui Dumnezeu care este de necuprins pentru noi, căci noi nu putem cunoaște gândurile Domnului. Hotărârile Lui sunt de necuprins, dar toate sunt pentru noi. Lui să-i fie glorie și mărire în veci. Asta este lecția pe care Iisus ne-o dă și nouă astăzi, întrebându-ne, dar tu, cine zici că este Fiul omului? Cine spui că sunt eu? Iată pentru ce noi astăzi aici în catedrală, ca undeva la Cezăria lui Filip, avem acest dialog cu Iisus în Evanghelia sa. Avem această precizare pe care Iisus i-o face apostolului Petru și ne-o face și nouă. Avem ocazie ca aici, ori de câte ori venim, să-L ascultăm pe El și să-I pătrundem în sensul cuvintelor sale, învățătura sa. Avem ocazie să prindem curaj ca să-L putem și noi urma, corejându-ne uneori gândirea noastră, când o să fie asemenea lui cum a făcut-o Petru, care s-a învrednicit astfel să devină fundament, piatră, pe care biserica să fie construită și porțile iadului nu o vor birui. Pentru că nu e vorba de o învățătură umană, omenească. Nu e vorba de o putere care este de pe acest pământ. Ci este vorba de un dar ceresc, despre o intervenție divină, despre un plan al Lui pe care noi trebuie să ne dispunem mereu ca să-L pătrundem și să-L cunoaștem. Așadar, astăzi, și noi întrebați de Iisus, cine spui tu că sunt eu? Să spunem și noi cu Pietru, dar cu credința lui Pietru, aceea pe care el a înțeles-o mai târziu, cu credința Sfântului Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, care atunci când și-a început pontificatul său, în 1978, a făcut și el, cu toată bucuria, convingerea, hotărârea, această mărturisire de credință. Așa a început pontificatul său. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume. Acest lucru trebuie să facem și noi. Și acesta să fie răspunsul nostru astăzi la întâlnirea noastră cu Iisus, la această sfântă liturghie. Amin.
Și acum împreună să ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veșii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, Mântuitorul a ales 12 apostoli dintre ucenicii săi și, revărsând asupra lor darurile sale, i-a trimis în lume să predice Evanghelia la toate popoarele. Să rugăm cu stăruință să facă rodnică munca urmașilor lor în lume. Doamne Iisuse Hristoase, Învățătorule dumnezeiesc, întărește cu puterea Ta pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe Episcopul nostru Petru, pe toți episcopii și preoții. Ne rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul să primim cu suflet deschis învățăturile și îndemnurile păstorilor noștri sufletești. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite și dintre noi lucrători în secerișul Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Arată tuturor popoarelor că Biserica Ta este sacrament al unității neamului omenesc. Te rugăm, ascultă-ne! Încurajează misionarii în munca lor grea și plină de primejdii. Te rugăm, ascultă-ne! Primește în fericirea veșnică pe toți păstorii decedați. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule prea bun și îndurător, luminează ochii credinței noastre, ca mereu să vedem în apostolii Tăi pe Tine însuți și, primind prin ei darurile Tale, să înaintăm necontenit în credință spre patria adevărată, prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Prin jertfa pe care Hristos a adus-o odată pentru totdeauna, Tu ai făcut din noi, Doamne, fiii Tăi, dobândindu-ți un popor sfânt. Binevoiește a revărsa asupra bisericii Tale darul unității și al păcii, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul Timpului și al istoriei, Tu l-ai plăzmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile, pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a te preamări și a-ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, te laudă într-un singur glas cântând cu bucurie. Cu adevărat, Doamne,
și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prelucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci el, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o, a binecuvântat-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru. De asemenea, după cine luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale, și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul Bartolomeu și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Divnaște porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește, ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim un semn de pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume. Doamne, nu sunt vrednic.
Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume. Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, ca îndurarea Ta să lucreze în noi și să ne vindece pe deplin, transformându-ne și înflăcărându-ne cu iubirea Ta, ca să putem să-ți fim plăcuți în toate, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. O binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.